Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și cred că vă place să urmărim istoria mântuirii așa cum este prezentată în Biblie și așa cum vedem că în paralel merge cu istoria neamului omenesc. Istoria mântuirii este ceva în plus, pentru că aici avem certitudinea pe care ne-o dau profeții, care întotdeauna au început așa zice Domnul. Ei ne-au prezentat planul lui Dumnezeu cu noi oamenii, chiar în toate amănuntele. Istoria mântuirii este elementul prin care putem să vedem prezența lui Dumnezeu în lumea noastră. De ce puțini oameni au câștigat o bătălie? De ce un popor mic a reușit să se supraviețuiască? De ce un om care nu avea nicio șansă să se facă bine a scăpa de moarte. De ce? De ce? De ce? Și răspunsul este pentru că e un Dumnezeu care intervine și care ne poartă pe brațul său. E un Dumnezeu care ne iubește și vrea să ne salveze. De aceea vă invit să urmăriți istoria mântuirii. Dacă veți urmări cu atenție istoria mântuirii, cu relațiile foarte strânse între cauză și efect, cu fețile care sunt făcute cu toate elementele care intervin în această luptă dintre bine și rău, nu veți fi amăgiți și nu veți căzdea în capcana teoriilor speculației. Nu vă veți lăsa bătuți de orice vânt de învățătură, ci veți sta pe stânca solidă a profeției. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Ultima dată am vorbit despre planul lui Dumnezeu cu poporul care s-a întors din robie, epoca restaurației. Și am văzut că Dumnezeu a avut un plan extraordinar. A dorit ca țara lor să devină o capodoperă, să devină un model pentru lumea întreagă de bogăție, de sănătate, de fericire, de prosperitate. Toate aceste elemente au fost foarte clar prezentate de profeți. Ne-am ocupat doar de Isaia și Ezechiel, dar mai erau multe altele. Și aș vrea să amintesc acum ultimul aspect al lui Ezechiel. El prezintă reconstrucția Templului, un Templu ideal, un Templu care niciodată nu a avut loc, un Templu care uh, va avea ca finalitate această frumoasă prezentare și din ziua aceea se va zice Domnul este aici. Da. Așa cum profetul Hagai spunea că templul lui Zorobabel, mai mic ca construcție, dar mai mare decât al lui Solomon, pentru că slava Domnului va fi în el și slava Domnului va întrece măreția slavei lui Solomon, pentru că Domnul Hristos personal a intrat în acest templu. Tot la fel, în templul lui Ezechiel, care este o imagine figurată a viziunii uh, finale a planului de mântuire, Dumnezeu va fi acolo prezent și, drept rezultat, de sub tronul său. Iar tronul său este chivotul cu legea și cu harul. De sub tronul său va ieși un râu. Și va curge spre răsărit, afară din templu, pe Valea Chedronului și până în Marea Moartă. Și descrie cum acest râu, într-o mie de pași, adică din jumate în jumate de kilometru, e tot mai mare, tot mai mare, până când nu mai poți să îl treci cu piciorul, este mai adânc decât înălțimea unui om. Și râul acesta, pe unde merge, dă viață. Cei care a fost în Israel sau care vreți să urmăriți cum arată Israelul, Ierusalim este la marginea deșertului. Valea Chedronului care se scurge printre stâncile deșertului iudeii până la Marea Moartă este o vale dezolantă, plină de stânci și de nisip și nu curge nimic. În prezent curge doar canalizarea orașului Ierusalim, mizerabilă. Dar în viziunea lui Ezechiel, pe valea aceasta curge râul vieții, care pe manule lui e plin de verdeață, plin de pom. Așa că în locul deșertului iudeii, stâncos, arid și uscat, este o vegetație luxuriantă. Marea moartă, care este singura apă de pe pământ unde nu există nimic, nimic viață, nici măcar microorganisme, va fi plină de viață, ea va fi vindecată și pescarii vor sta pe malul ei și vor prinde pește. Acesta este idealul lui Dumnezeu. Restaurarea completă. Pământul nostru cu toate diformitățile lui, cu toate intemperiile care distrug atât de mult, cu seceta grozavă care s-a bătut și peste noi acum și cu multe, multe altele vor dispare pentru că Domnul va fi acolo, pentru că râul vieții va porni de la tronul său și pentru că pe oriunde va trece el, va aduce viață, prieteni. Vă aștept să ne întâlnim pe malul râului vieții, acolo unde va fi pomul vieții. Ridicați-vă ochii, Dumnezeu vă dorește, Dumnezeu va a prezentat figurativ ceea ce El vrea să facă dacă noi mergem acolo, să vedem ce s-a realizat în acest vis, în prima variantă, și să vedem cum poate fi realizat visul în a doua variantă, cea edenică. Realizarea acestui vis sau nerealizarea lui, deci tot planul restaurației prezentat de Dumnezeu prin profeți, este analizat în foarte mare amănunțime și cu un ochi foarte serios și critic de către profetul Malial. Așa că aș putea să îl numesc pe profetul Maliac, Maleac zădărnicia restaurației. În primul rând, Maliac este ultimul profet al evreilor. A trăit între ani aproximativ 435-425 înainte de Hristos și după Maliac evreii au recunoscut că ei nu au mai avut niciun profet. Vechiul Testament sau Tanahul, Biblia ebraică, se termină cu Maleah. Nicio o altă carte, nicio o apocrifă, nimic altceva nu mai există de la Dumnezeu. Ceea ce oamenii au mai introdus în Biblie nu sunt cărți inspirate. Nu sunt un așa, zice Domnul, ci un așa, zice omul, pe care le găsim în milioanele de cărți din bibliotecile de astăzi. Dar Biblia, cartea inspirată, îi se pune punct Vechiului Testament cu Malea. În al doilea rând, profetul Maliac nu-i cunoaștem numele, pentru că numele care îl avem în Biblie, Maliac, Malach în ebraică, însemnează solul meu. Sau, în general, folosit cu termenul de înger. Îngerii sunt soli al lui Dumnezeu trimis să îndeplinească o anumită lucrare. Sub acest cuvânt de înger, ebraicul malach, solul meu, sunt atât îngerii, cât și Domnul Hristos, care este numit Îngerul Domnului, și pot să fie și oameni care, în anumite împrejurări, îndeplinesc o lucrare specială a lui Dumnezeu, așa cum avem aici pe acest profet anonim, cunoscut sub numele generic Malach, adică solul meu. Ce face Malach? Malach a trăit 435-425 înainte de Hristos. Restaurația a început în 536 a reușit să reconstruiască templul în 516, așa că profetul Maliac vine cu 100 de ani mai târziu după restaurație. Trei generații bune de evrei care s-au întors în Israel, care au reușit să reconstruiască templul, au reușit să reconstruiască Ierusalimul, au reușit să-și refacă casele, ogoarele și să devină din nou un popor care se numea poporul Yehud sau poporul Iuda, o mică provincie din cadrul Marelui Imperiu Persan. Dar de la această mică provincie, înconjurată de dușman, în primul rând de samariteni, apoi de arabi și de ceilalți care toate popoarele din jur le erau dușmani și nu priveau cu ochi buni restaurarea poporului iudeu, să vedem ce se întâmplă cu ei. Oare problemele cu popoarele din jur să fi fost cauza că nu au realizat prea mult? Oare problemele conducătorilor că nu au fost vredni să-i conducă bine? Sau poporul întreg poporul întreg avea ceva. Cartea lui Maliach este o analiză, o analiză foarte clară, foarte susținută și foarte corectă a acestui popor. Maliach prezintă opt motive, opt motive foarte clare pentru care restaurația nu și-a atins obiectivul. Să urmărim aceste opt motive. Malea capitolul 1 cu versetul 2. Eu v-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne a iubit? Unde se vede dragostea ta? Pentru că, uite, suntem amărâți, suntem puțini, suntem săraci, suntem bătuți de toate vânturile, înconjurați de dușmani și abia, abia supraviețuim. Parcă aceste cuvinte le aud foarte des în jurul meu. Unde este Dumnezeu? Uite ce am pățit. Sunt bolnav pe patul de spital, am cancer, am avut și un alt necaș, un alt accident, copilul într-un fel, fata într-un fel. Unde-i Dumnezeu? Da. Unde-i dragostea lui? Foarte mulți ridică această întrebare. Foarte mulți cred că Dumnezeu nu-și ține cuvântul sau Dumnezeu nu poate. Ho. problemă foarte gravă. Oare aceasta e realitatea? Dumnezeu le explică. Uite, a fost doi frați, doi frați gemeni, Esau și Iacob. Esau era primul născut. El avea privilegiul să primească binecuvântarea, să ducă mai departe tradiția familiei și a lui Mesia. Dar l-am respins pe Esau, l-am ales pe Iacob. Pentru că sau era un vânător, indiferent, nepăsător cu religia, Iacob era un om al casei, un om mai uh, de suflet, un om mai spiritual și l-am ales pe Iacob. Cum spuneți voi că nu vă iubesc? Când eu v-am iubit peste regula normală care se aplică în familiile patriarhale, tribale din Orientul Mijlociu. A doua problemă pe care o ridică el așa, un fiu îl onorează pe tatăl său și un slujitor pe stăpânul său. Unde este cinstea și onoarea pe care voi trebuie să mi-o dați mie? Relația filială, tată, copil. Voi sunteți copiii mei. Ar trebui să mă onorați. Dar cum mă onorați voi? Când veniți la templu, aduceți cea mai amărâtă oaie. Jegoasă, râioasă, nu-i bună de nimic, nu dă nici lapte, n-are nici lână, miei sunt amărâși și slabi, pe cea mai amărâtă oaie mi-o aduceți mie ca jerfă dacă i s-a rupt unea piciorul, o, oh, asta e bună de jerfă, o ducem și o aduceți jerfă. Asta e o noare care mi se dă mie? Când voi ar trebui să aduceți o oaie fără cusur, o jerfă fără cusur, voi aduceți cele mai amărâte mie ca jerfă. A doua problemă. Problema aceasta foarte, foarte sensibilă, ca să-L pui pe Dumnezeu undeva la spate cei mai bun pentru tine, timpul cel mai bun ți-l folosești pentru tine. Ocaziile toate sunt în favoarea ta și când e vorba de Domnul, n-am timp sau dacă vii, vii, și tu o oră, două, în grabă mare trebuie să plec repede și ți-ai liniștit conștiința sau ai făcut prezență că ai ajutat și tu cu ceva la adunare. Asta este problema unde este cinstea și onoarea care trebuie să mi-o dai mie. Cât de mult mă prețuiești tu pe mine, cât de mult renunți la ale tale, la timpul tău, la banii tăi, la bucuriile tale, ca să faci din mine bucuria ta. A doua problemă. Ei n-au făcut treaba aceasta. Al treilea aspect sunt preoții. Și vorbește despre preoți. Zice, voi trebuia să fiți lumina poporului. Voi trebuia să le transmiteți cuvântul meu. Preotul trebuie să fie reprezentantul meu pe pământ. Preotul trebuia să, să ridice nivelul cât mai înalt uh, spiritual al oamenilor, dar ce voi ați călcat legământul preoției. Voi ați făcut pe oameni să se poticnească de lege și i-ați făcut pe oameni să nu-și mai dorească să vină la templu, să nu mai mai cinstească datorită felului vostru nedem. Și este a treia cauză. Preoții care nu și-au îndeplinit misiunea. A patra cauză este relațiile filiale părinți, copii, dar mai ales soț, soție. Deci, noi, atunci când ne-am căsătorit, am depus un jurământ. Voi rămâne credincios până la moarte. Și în bine și în rău. Dar voi, la orice nimic, la orice problemă, că ți-a apărut altceva în cale și ai divorțat. Deci, ai călcat jurământul tău de credință din tinerețea ta. Aceasta este a a patra cauză care a întunecat și a stricat atmosfera poporului sfânt. În loc să mai fie o pace și armonie, familii distruse, copii pe drumuri, fără tată sau fără mamă, fără bucuria de a de a mai trăi într-o familie o viață dezordonată, oh, și câte, câte alte probleme. cincea problemă este una foarte delicată. Dumnezeu se prezintă ca solul legământului, ca cel care vine ca uh, unul specializat să curețe gura, să îndepărteze rugina și să curățească Metalul ca să fie valoros, iar voi ați respins. N-ați făcut nimic, nu v-ați lăsat transformat. Viața voastră a fost plină de, de lăcomie, de mândrie, de adulter, de minciuni. În loc să respectați legământul și să vă lăsați purificați, vedeți, Dumnezeu vine cu încercări vine cu fel de fel de sfaturi. Când cineva îți dă un sfat, te superi. Când cineva te cheamă la ordine, la comitet, uite, se aude ceva de tine, care e problema? O, oh, te revolți puternic. Când ai un necaz, da, ce -i? Dumnezeu nu mă iubește, de ce mă aruncă în necaz? Deci toate elementele prin care Dumnezeu a încercat să purifice aurul, a încercat să te curățească, tu le-ai răstălmăcit și le-ai folosit ca un pretext să te ridici împotriva lui Dumnezeu. Al șaselea este foarte clar, foarte precis și este unul din argumentele pe care noi îl folosim foarte, foarte des. Corectitudinea față de datoria materială pentru Domnul. Zecimea și darul. Dumnezeu spune clar, în loc să vă aduce zecimea și darurile, voi m-ați înșelat. Nu știm dacă nu aduceau deloc sau dacă aduceau o parte din zecime. Nu ni se spune exact. Pentru că Anania și Safira l-au înșelat pe Dumnezeu aducând jumătate din cât a promis, a fost tot înșelăciune, sau poți să nu duci nimic, spus, suntem abia ne-am întors din robie, nu avem nici cât ne trebuie, că se au motivații să spună că, de fapt, acum nu ne aducem zecimea. Și Dumnezeu spune, da, din cauza aceasta, pentru că voi nu vă aduceți zecimea și mă înșelați și eu v-am făcut să nu prosperați, recoltele să fie slabe, să aveți secetă, să nu se producă mult, ia, aduceți în casa mea tot ce trebuie și veți vedea că veți prospera. Experiența cu Dumnezeu, în corectitudinea în plata zecimii, este formidabilă. Nu uitați și aceasta. Lipsa prosperității este lipsa corectitudinii în zecime. Punctul șapte. Punctul șapte. Ne întoarcem la o temă filozofică des întâlnită în Biblie, de la Iov la Asaf și, iată, acum, până la Malea, în care. Așa zisii filozofi religioși spun: Ce câștigam dacă îl slujesc lui Dumnezeu? Uite că eu sunt credincios și îmi merge rău. Celălalt nu-i deloc credincios, în jură face toate relele și merge foarte bine. Ce câștigam am că sunt credincios? Mai bine mă duc și eu și fac de toate că măcar viața aceasta am ce trebuie. Cine știe ce o fi în viața cealaltă? Aceasta este al șaptelea motiv. Oameni care și-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Oamenii care și-au pierdut experiența lor cu Dumnezeu. Oamenii care gândesc într-un mod fără nicio logică, fără nicio bază. Pentru că sunt oameni care nu sunt pocăiți în sensul real al cuvântului, dar care au observat Că dacă ei își dau zecimea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă mai mult. Și fără ca să încheie încă un legământ cu Dumnezeu, el spune așa, eu vreau să fiu corect să-mi dau zecimea că Dumnezeu mă binecuvintează. Și acest schimb merge. El a observat ceva. Oamenii aceștia nici măcar asta nu observă. Nici măcar acest lucru nu îl înțeleg. Ci înțeleg dacă nu dau nimic, îmi merge mai bine. Foarte grav. Și apoi se încheie cu al optelea exemplu, care este pozitiv. Dacă atât de mulți oameni au vorbit împotriva lui Dumnezeu și-au pierdut încrederea, n-au mai fost uh, fideli legământului căsătoriei, nu și-au mai adus gerfele corecte și așa cum le cere Dumnezeu, nu și-au îndeplinit datoria de preot sau de sfătuitori ai poporului, Acum, întâlnim o grupă de oameni care au vorbit unii cu alții despre Dumnezeu, care s-au ocupat de lucruri nobile și sfinte. Și Dumnezeu spune, i-a văzut, a luat aminte. Și într-o carte a amintirilor s-a scris tot ce au făcut ei. Frații mei, să nu credeți că Dumnezeu nu vede ce facem. Să nu credeți că Dumnezeu ne-a abandonat. Să nu credeți că El este indiferent față de noi. Nu. Dumnezeu este foarte atent și va nota fiecare activitate bună. De fiecare dată când vei lua Biblia să o citești, când te vei ruga, când vei vorbi cu cineva despre Dumnezeu, când vei aduce în discuție cuvântul mântuirii și vei spune uite ce se întâmplă în jurul nostru. Uite ce previziuni sumbre au specialiștii, dar Dumnezeu are altceva. Dumnezeu are un alt plan. Când vei face acest lucru, îngerii Domnului, Malachi, vor lua minte și vor nota în cartea sa din ceruri, prieteni. Vreau ca și tu să fii scris acolo în ceruri, pentru că Malachi încheie. Dumnezeu nu va mai da o a doua șansă aici. Șansa a doua a fost restaurația. Dacă nu vei folosi șansa a doua, Dumnezeu va veni cu focul său, care va arde și rădăcina și tulpina. Dumnezeu va nimici cu totul. Și ca să poți să fii scăpat, Dumnezeu trimite un al doilea profet, Ilie. Trimite pe Ilie ca să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Ilie a venit odată și spunea Domnul Hristos, au făcut cu el ce au vrut, l-au bajocorit și au tăiat capul. Ilie va veni a doua oară. Arrea. vrea că atunci când Ilie va veni și la tine și va coborâ ca o ploaie peste tine, să-ți dea o inimă nouă, să te apropii de Dumnezeu cu drag și să îți dorești să fii cu El în cer. Este ultima ocazie să-L primești pe Ilie. Prieteni, gândiți-vă serios, la ultima ocazie, la ultima ta șansă, care îți stă în față chiar astăzi, Dumnezeu să te ajute să o înțelegi. Și să nu o resipești. Să o câștigi pentru binele tău. Până data viitoare îți doresc numai bine.